Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit în fața micilor ecrane. În cele ce urmează, vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre declarațiile care au fost făcute pe parcursul zilei de astăzi de către reprezentanții Partidului Socialiștilor și declarațiile celor de la acum în ceea ce privește viitoarea coaliție, viitorul guvern, viitoarea stabilitate politică, dacă am putea o numi așa. Salut prezența în studio a domnului Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara! Bună seara! Domnule Volnițchi, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic și de asemenea îl salut pe Fadei Nagacevski, avocat. Bună seara și bine ați venit, domnule Nagacevski! Bună seara! Domnule Ciurea, iată, astăzi au fost, ziceam un pic mai devreme, declarațiile două partide destul de importante, care s-ar părea că la un moment dat erau flexibili în a discuta, însă starea de lucruri rămâne a fi incertă. Cum ați privit declarațiile celor două partide și în ce măsură am putea vorbi de faptul că în viitorul apropiat lucrurile se vor limpezi, pentru că și tema pe care am afișat-o în josul ecranelor este intitulată destul de interesant: negocierile duc la anticipate? Haideți să le luăm de la un capăt. Declarațiile, în ce măsură vi s-au părut interesante astăzi? Sunt niște declarații pe care trebuie să le plasez într-un context. Da? Nu sunt așa declarații de dragul declarațiilor. Și desigur putem să ne gândim, fie aceste declarații sunt făcute pentru ca să stimuleze un dialog care probabil are loc, dar pe care noi nu-l putem vedea, pentru că cele mai importante discuții, evident, nu se fac sub lumina proiectoarelor. Sau rămân după culise. Evident. Și, bun, aceste declarații probabil trebuie fi plasate în acest context al discuțiilor, dar dumneavoastră, din câte am înțeles, vă place să faceți să lansați o provocare și să anticipați anticipatele. Și o idee vehiculată de altfel. Da, da, bun, noi sunt de acord. Deci pot fi oare aceste declarații plasate și în contextul alegerilor anticipate ca o etapă premergătoare, ca o soluție pentru partidele politice de a pregăti declarația finală care ar spune că nu mai suntem capabili să discutăm unii cu alții și haideți să ne judece alegătorii la alegeri anticipate. În fond, aceste declarații pot fi plasate și în acest context. Acum, fiecare este în drept să aleagă contextul care îi place mai mult. Eu totuși cred că există un dialog așa desfășurat în surdină, așa după culise, cum ați spus, prin culoare, așa acoperit cu perdea ca să nu fie văzut. Și în cadrul acestui dialog, părțile înaintează anumite condiții și noi simțim doar ecoul acestui dialog, ecoul fiind declarațiile. PD-ul totuși a insistat pe o temă care îi unește cu socialiștii, proiectele sociale. A marșat foarte ferm cu aceste câteva proiecte de legi, idei cu privire la ameliorarea lucrurilor în domeniul social și a mai venit cu un sondaj care spune că anticipatele nu sunt dorite de populație. Deci, din punctul meu de vedere, Partidul Democrat cumva pregătește terenul pentru a inocula, de fapt nu pregătește, dar chiar inoculează această idee că orice alianță este mai bună decât anticipate, orice tip de alianță din cele posibile. Deci astfel aș cataloga eu aceste declarații ale PD-ului. Iar socialiștii au cerut, am văzut că ei au cerut niște funcții și probabil acest lucru se produce și după culise și acolo socialiștii negociază sau poate au anticipat intrarea în dialog prin a solicita ceea ce cred că li se cuvine. Ministerul Externe, da, Ministerul Apărării, Securitate, Serviciile de Informație și Securitate. Cu alte cuvinte, consolidarea poziției președintelui. Deci socialiștii vor aceste lucruri și anunță viitorii parteneri de dialog, dar poate actualii parteneri de dialog cu privire la aceste intenții. Deci cred că totuși un dialog există și el este secundat de acest ecou, pe care, rezonanță pe care o auzim
prin declarațiile făcute de politicieni. Domnule Volnițchi, în spațiu mediatic au fost lansate trei nume. Este vorba de Năstase Șor Greceanu, potențialii candidați la funcția de speaker. Asta ar însemna că decizia celor care i-au înaintat deja este una fermă și urmează să se negocieze asupra funcțiilor, așa cum remarca și domnul Ciurea? Și de ce? Dacă în viziunea dumneavoastră este întâmplătoare solicitarea socialiștilor de a avea portofoliu de la ministerele respective? Bine, nu e deloc întâmplătoare solicitarea de astăzi a socialiștilor. În genere, după ziua de astăzi, eu cred că poziția socialiștilor a devenit cât se poate de clară. Ei au transmis un mesaj clar societății care e prioritatea lor de acum încolo. Prioritatea lor de acum încolo este consolidarea pozițiilor președintelui și toate solicitările pe care le-au făcut socialiștii se încadrează perfect în acest concept de consolidare a poziției președintelui. Să nu uităm că primii doi ani de mandat, președintele Igor Dodon s-a aflat într-o confruntare cu puterea, cu guvernarea, a fost deseori blocat, suspendat din funcție și aceasta l-a pus în imposibilitatea de a-și onora multe din promisiunile electorale. Iată că acum președintele și socialiștii, care sunt un partid pro-prezidențial, ei nici nu ascund acest lucru, încearcă să schimbe datele problemei pentru a-i da posibilitate președintelui în cea de-a doua parte a mandatului său să-și realizeze promisiunile. Ce au cerut de fapt azi socialiștii? Au cerut funcția de ministru al afacerilor externe. Președintele țării are atribuții la capitolul politică externă. Ce au cerut socialiștii? Funcția de ministru al apărării. Președintele țării are atribuții în domeniul apărării. Revenirea SIS-ului la situația din 1 octombrie 2016. Iarăși, Securitatea Națională intră într-un fel în competența președintelui. Ce au mai cerut ei? Funcția de președinte al Parlamentului și aici ajung la ceea ce ați întrebat dumneavoastră. Păi cine exercita interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova pe durata suspenderii temporare din funcția președintelui Dodon, dacă nu speakerul. Adică și aici vedem o logică, o conexiune oarecare. Din acest punct de vedere, mi se pare că socialiștii, cu cine nu ar purta discuții, fie cu cei din blocul acum, fie cu cei din Partidul Democrat, ei vor insista pe funcția de președinte. Dar credeți că cei de la acum vor da curs acestor cerințe? Nici nu știu cum să le numesc, propuneri? Este prea puțin probabil. Celor din blocul acum, eu în genere, ieri am rămas puțin surprins, pentru că până ieri, cei din blocul acum refuzau orice posibilitate teoretică de a discuta cu cineva, nu doar cu socialiștii, ci și cu cei din Partidul Democrat. Dar se vede că au început să perceapă anumite semnale din rândul alegătorilor lor, cărora nu prea le era clară poziția respectivă. De aceea ei au încercat să facă o mică schimbare de strategie, de poziționare și au venit ieri cu această invitație. Dar eu nu cred că cei din blocul acum și-ar dori să susțină un candidat al socialiștilor în fruntea Parlamentului sau să dea pe mâna socialiștilor Ministerul de Externe, care și pentru cei din blocul acum este foarte important, ori știm că ei se declară, cele două componente ale blocului politic acum se declară partide pro-europene. Eu nu cred că ei ar accepta să dea socialiștilor funcția de ministru al apărării, care are careva tangențe și cu colaborarea Republicii Moldova cu NATO, iar pentru cei din blocul acum este importantă colaborarea cu NATO. Nu cred nici măcar că cei din blocul acum ar putea accepta careva compromisuri în ceea ce ține de statutul limbii ruse, dar eu nu cred că socialiștii și-au pus problema să facă cumva într-un fel condiții bune pentru cei din blocul acum. Ei și-au expus poziția lor, care pentru ei e principială, și mesajul care a putut fi citit printre rânduri a fost următorul. Asta e ceea de ce avem nevoie pentru a consolida rolul președintelui în a doua parte a mandatului. Sunteți de acord? Bine, nu? Mergem la anticipate. Da. Domnul Gacevski, credeți că mâine socialiștii și cu reprezentanții celor de la acum vor avea o întrunire? Pentru că cel puțin astăzi, din declarațiile care au fost făcute de ambele părți, și-au anunțat poziția unul către celălalt, că se ia act, după aceea probabil se va discuta în interiorul partidului despre acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Deci președintele partidului așa a anunțat că mâine se vor întruni reprezentanții Partidului Socialiștilor și vor anunța pașii ulterior care urmează a fi întreprinși. În același timp, doamna președinte așa a menționat astăzi că astăzi nu se anunță nicio poziție
asupra pașilor ulterior, deoarece s-au enunțat anumite proiecte de lege, anumite chestiuni principiale care urmează să fie analizate și abordate la rece de către reprezentanții blocului acum. De altfel, până ieri eu îmi puneam o singură întrebare. Sincer, dacă ei, blocul acum este sincer în ceea ce privește dorința lor de a intra într-o formă sau alta la guvernare. Până ieri eram optimist, da? De astăzi cam îmi dispare optimismul și eu am impresia că agenda publică, deci în primul rând oferta făcută, pregătită de către ei era așa pregătită ca să blocheze orice discuții și cu PD-ul și cu PSRM-ul. Deci, dar în același timp ei prezintă publicul, uite, nu este din vina noastră imposibilitatea de a intra în guvernare, ci este din vina eventual PD-ului, PSRM-ului, care nu acceptă condițiile noastre și datorită faptului ăsta noi putem să ajungem la anticipate sau în blocul acum ajunge în opoziție. Deci agenda publică este de a induce în eroare opinia publică că ei ar dori să preia guvernarea în vederea îmbunătățirii condiției de trai a cetățeanilor Republicii Moldova. Însă agenda ascunsă, eu nu știu dacă este, consider eu că există o agenda ascunsă, nu știu dacă o cunosc toți reprezentanții blocului acum, dar cel puțin a conducătorilor respectivului bloc, este de a intra în anticipate, nu de a intra în anticipate, dar de a merge în opoziție, deoarece ei sunt de părerea că o eventuală coaliție dintre PSRM și PD ar duce la ceea că PSRM-ul eventual ar putea să fie sugrumat de către PD, deși ei au viziuni că pozițiile PSRM-ului ar urma să fie slăbite într-o eventuală coaliție dintre PD și PSRM și asta i-ar favoriza pe dânși în eventualele alegeri, deoarece PDM-ul o să fie ocupat de PSRM. În același timp, ei foarte mult se tem de alegerile anticipate. De aceea, dacă observați, abordările lor sunt de așa natură ca să împingă într-o formă sau alta PSRM-ul ca să intre într-un gen de alianță cu PD-ul, ca ulterior se poate într-o eventuală opoziție să invoce, uite, nu este din vina noastră, PD-ul cu PSRM au avut o permanent o agendă ascunsă, ei au intrat și au făcut jocul și slavă Domnului că nu am intrat nici într-un gen de discuții cu ei. Și aici privește de poziția pregătită astăzi de către Partidul Socialiștilor, mi se pare că este una extrem de echilibrată și extrem de serioasă. Dacă este să analizăm ce au propus Partidul Socialiștilor, ei nu au propus nimic deosebit decât anularea legii miliardului, ceea ce cred că și-o doresc și blocul acum ca să se revizuiască tot sistemul legislativ în ceea ce privește furtul miliardului, ca să clarifice situația. Au propus două ministere doar în cadrul guvernării, după mine astea sunt niște condiții extrem de loiale, extrem de bună credință din partea Partidului Socialiștilor, care astăzi are 35 de mandate. Și funcția de președinte a Parlamentului în vederea stabilirii acelui echilibru politic. Chiar și în cadrul, fiindcă noi vorbeam despre așa zisă coaliție minoritară. Deci, da. Chiar și din punct de vedere strategic. În mod normal, eu încerc să înțeleg poziția blocului acum. Deci în cazul în care Partidul Socialiștilor are cel puțin două fotolii de ministri în cadrul guvernului, eventual Sandu, să admitem că este guvernul, da. Sandu, în cazul dat, PSRM-ul nu are niciun interes să înainteze careva, deci să nu susțină acest guvern, deoarece el este interesat ca funcția de ministru de externe, de ministru apărării să-i aparțină lui în continuare. În același timp, să nu uităm că retorica și a Partidul Socialiștilor, dar și a președintelor Republicii Moldova, care permanent spune că deschiderea spre Federația Rusă doar Partidul Socialiștilor împreună cu președintele o poate oferi în condițiile date, este nevoie ca ei să participe într-un gen de guvernare și să aibă deci anumite instrumente pentru a putea comunica pe cale diplomatică cu reprezentanții Federației Rusă. Care este mai bună decât prin intermediul deținerii fotoliului de ministru de externe. În același timp, doamna Maia Sandu, comunicând cu Uniunea Europeană, e comunică în calitatea sa de prim-ministru al Republicii Moldova, având de plini puteri și pe dânsa nu este nicio problemă, în cazul dat funcția de ministru de externe nu îi afectează statutul ei de prim-ministru. Deci lucrurile au fost foarte, foarte bine echilibrate astfel încât să nu fie afectate nici interesele PSRM-ului, nici interesele blocului acum. Să nu uităm că Partidul Socialiștilor are 35 de mandate și să refuze la toate principiile sale, la toate elementele sale, inclusiv electorale, despre care vorbește din 2011 încoace, niciodată alegătorul său nu îi va înțelege și asta este inadmisibil și poziția blocului acum nu este decât una lașă,
și egoistă, dar cel mai corect nici el nu este laș și egoist, pur și simplu își doresc foarte mult să intră într-o opoziție și atât. Ei nu se ved în guvernare, ei nu sunt pregătiți pentru a prelua guvernarea, fiindcă înțeleg care este situația reală în ceea ce privește viața sociopolitică de Republica Moldova și înțeleg că ca să remodelez sistemul, ca să-l upgradez, ei nu au capacitățile necesare, pentru că la sunt doi oameni, ăsta e Andrei Năstasă și Maia Sandă. Peste două persoane să ținem în principiu tot partidul. Mulțumesc. Tot blocul ăsta. Domnul Ciurea, comunicarea PSRM-ului cu cei de la acum s-ar părea că au nimerit într-un impas. Haideți să vedem ce se întâmplă în partea cealaltă. O coaliție PSRM-PD a fost vehiculată și tot s-a discutat de mai multe ori. Eu vreau să vă întreb, în opinia dumneavoastră, ce alte dimensiuni decât cea socială îi poate uni pe reprezentanții celor două partide? Unde se poate găsi numitorul comun? Tema socială este comună pentru toate partidele politice, niciun partid politic nu se pronunță împotrivă. Sigur, mai interesante sunt aceste momente de conexiune care țin de distribuirea funcțiilor. Eu cred că aici se decide conturul alianței și aici și componența alianței, deci din câte părți va fi alcătuită ea. Deci teme comune între PD și PSRM nu prea există, pentru că aceste două partide s-au războit în ultimul timp. Tocmai asta este farmecul viitoare coaliție în cazul în care ea se va produce. Oricum, indiferent de, cu excepția coaliției dintre PDM, să admitem, și frânturi din alte partide, restul sunt coaliții imposibile. Deci de asta lumea este cumva fascinată de scenariul alegerilor anticipate, pentru că o coaliție care să guverneze această țară pare să fie o contradicție în termeni, PD cu PSRM. Păi unii sunt pro-europene, alții sunt proruși. PD, blocul acum. Păi unii sunt anti-oligarhi, ceilalți sunt oligarhi. PSRM, blocul acum. Iarăși, pare absurd această coaliție. Ne mai vorbim de partidul lui Șor. Și în aceste condiții, marea artă a politicianului, care este politica, este arta compromisului, posibilul, dar uneori și a imposibil, în cazul nostru este arta imposibilul, este să lege o alianță. Între PD și PSRM, o coaliție ar însemna fiecare să renunțe un pic la intransigența ideologică, să renunțe la anumite principii și valori supreme. De altfel, ambele partide sunt foarte pragmatice, eu cred că ele ar putea să renunțe la acest lucru, nu în totalitate, dar parțial. Deci, într-o asemenea coaliție, mie mi se pare, marea provocare este de a echilibra vectorii geopolitici, cumva, pentru că sigur că cei supărați sunt ruși și prin intermediul socialiștilor vor încerca să recupereze câte ceva de aici și solicitările cu privire la funcția de apărare și Ministerul de Externe și SIS, evident. Acolo este NATO, acolo e chestiunea cu neutralitatea, acolo este și chestiunea cu parteneriatul estic, integrarea europeană. Deci dacă controlezi aceste ministere, poți nu atât să pui, că nu spune problema să pui bețe în roate sau să împiedici dezvoltarea noastră pe linia integrării europene, dar cel puțin să diminueze amploarea, care și așa nu este foarte, foarte mare. Deci eu cred că sunt șanse reale de apropiere între PD și PSRM într-un context foarte bine punctat de Partidul Democrat astăzi, într-un context în care cetățenii nu-și doresc anticipate, nu vor noi alegeri și astfel se confecționează o alianță imposibilă. Atunci când arăți tuturor că celelalte soluții sunt foarte proaste, iar soluția pe care o oferi tu este și ea foarte proastă, dar este mai bună decât toate celelalte. Domnul Volnițchi, haideți să discutăm în cel ce urmează despre guvern minoritar. Astăzi ambele partide politice au utilizat acest termen. Unii ziceau că este o soluție pentru a depăși impasul politic în care ne aflăm, alții se arată a fi destul de sceptici la acest capitol. Eu vreau să vă întreb, să admitem că avem un guvern minoritar. Majoritatea analiștilor politici zic că el nu ține în timp. Atunci, dintr-o criză politică, ne pomenim în altă criză?
Este adevărat, noi avem un precedent în acest sens, guvernul condus de domnul Kiril Gaburici, care în 2015 a condus țara exact 4 luni, dacă nu greșesc eu. Dar bine, domnul Gaburici a demisionat de bunăvoie, nu a fost demis, cum se întâmplă de regulă în cazul guvernelor minoritare. Aici apare altă problemă. Nu cât va ține acest guvern, dar cine l-ar putea vota? Pentru că, iarăși, după cum spunea și domnul Ciurea, sunt partide cu viziuni total diferite. Nu există nici măcar jumătate din ceea ce ar putea uni aceste partide. În momentul în care un partid își dă votul pentru acest guvern, spre exemplu, cum au făcut-o comuniștii în 2015, automat el va fi acuzat că, uite, și-a asumat indirect și responsabilitatea pentru executivul respectiv. Va rămâne cu o mare pierdere de imagine, mai ales dacă se vor face careva campanii media la temă, se vor face careva speculații, dar cu siguranță ele se vor face, pentru că noi știm cum se, în ce condiții are loc lupta politică în Republica Moldova. Întrebarea 2. Domnul Bicăieșu, da. Cu precizare. Mie mi se pare că comportamentul comuniștilor în cazul guvernului Gaburci a fost total inexplicabil și ilogic, lipsit de pragmatism. Ei și-au dat votul, dar nu au cerut nimic în schimb. Deci asta este inexplicabil în fond. De obicei, politic așa nu se procedează. În cazul unei viitoare ipotetice alianțe PD-PSRM, să admitem acest scenariu, vedem că ambele componente cer ceva. Deci funcții, da, în primul rând funcții. Și în acest, în așa caz, coaliția nu va fi una total compusă din două componente care au pierderi de imagine. În fond, ei vor putea să recupereze, să compenseze pierderea de imagini prin acele pârghii la care vor avea acces datorită negocierilor. Da, dar în acest caz nu va mai fi vorba despre un guvern minoritar clasic, va fi vorba totuși de un fel de coaliție de guvernare, iarăși nu clasică, dar un fel de coaliție. Dacă îți negociezi funcții, eu admit că ar putea fi o oarecare susținere pentru un guvern minoritar dacă s-ar formula niște principii clare, nu s-ar negocia funcții, niște principii clare și cel care își va asuma acoperirea politică a guvernului minoritar va zice, uite, inclusiv primul ministru care va conduce acest guvern minoritar va zice, uite, ne asumăm public aceste principii și în momentul în care vom devia de la ele, ne asumăm și consecințele. Dar iarăși, repet, politica moldovenească este una specifică și nu cred că se poate ajunge la un astfel de scenariu. Cine pretinde la momentul de față la postura în care să-i permită să constituie guvernul minoritar? Primii sunt cei din blocul acum. Eu nu-mi închipui cum cineva din Partidul Socialiștilor sau din Partidul Democrat sau din Partidul Șor ar putea să-și dea votul pentru guvernul minoritar. Numai dacă e să admitem o strategie politică abilă. Ce am în vedere când zic o strategie politică abilă? Spre exemplu, cei din Partidul Democrat ar putea să-și dea votul pentru un guvern minoritar? Posibil, da, dacă vom avea de-a face un joc politic abil. Vine doamna Sandu în fruntea guvernului, folosindu-și parteneriatul pe care îl are la nivelul factorilor de decizie europene, atrage cele 200 de milioane de euro care spunea dumneavoastră că e posibil să le atragă. Și după ce intră banii în cont, cade acest guvern. E un element de strategie politică. În astfel de condiții, bine, putem admite, dar mă rog, nu știu. Domnul Vălnițchi, ascultându-mă pe dumneavoastră, mă gândeam și chiar vă acord această întrebare. Blocul acum este format din două fracțiuni politice, două fracțiuni parlamentare, ca să fiu așa mai exact. S-ar putea întâmpla... Neanunțate. Da, anunțate. S-ar putea întâmpla să existe și două voci distincte? Una din ele să participe la formarea unui guvern? Nu știu în ce măsură și până unde coincid interesele celor două formațiuni. Cert este că chiar dacă la moment se află în cadrul unui bloc politic comun, pentru că sunt două fracțiuni, dar totuși au anunțat un bloc politic comun, trebuie să admitem că există și o anumită rivalitate între ele. Și această rivalitate... De la acest lucru pornesc. Da, această rivalitate a ieșit și anterior în evidență și în cadrul și în perioada dintre, în special în perioada dintre alegerile prezidențiale
prezidențiale din 2016 și alegerile locale anticipate din Chișinău din 2018 și după alegerile din 2018. Adică acest element de rivalitate s-a simțit, chiar dacă liderii celor două partide au încercat de fiecare dată să transmită un mesaj clar că suntem uniți, mergem deja în al treilea scrutin, parlamentarele fiind al treilea scrutin împreună. Eu cred că rivalitatea respectivă, indiferent că există acest bloc sau nu, va ieși din nou în evidență în cadrul alegerilor locale generale și în cadrul alegerilor prezidențiale. E inevitabil. Nu știu în ce măsură va fi simțit acest lucru în exterior, dar cu siguranță în interior, între componentele blocului acum, ea se va resimți. Da. Domnul Găcevski, haideți să revenim un pic la PSRM versus PD și să vă întreb același lucru aproximativ pe care încercam să-l aflu și de la domnul Ciurea. Ce i-ar putea uni și ce i-ar putea dezbina pe reprezentanții acestor două partide politice? Vreau în nemijlocit să rămânem în albia a celor ce e mai greu să se ajungă la un numitor comun. Unii, pe de o parte, cer integrare europeană, alții, citez chiar din declarațiile făcute pe parcursul zilei de astăzi, ratificarea Cartei Europene a Limbilor Minoritare sau Regionale pe care Republica Moldova a semnat-o în 2002 și punctul 5 este vorba de adoptarea în redacție noua legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. Ar putea constitui, iată, unii ziceam cer introducerea vectorului european în Constituție, alții un pic altceva sau chiar un pic mai mult. I-ar putea uni, i-ar putea dizbina, cum se va găsi numitorul comun care până la urmă se zice că este de aur? În condiții de normalitate, între PD, într-un partid de centru stânga și un partid de stânga sau de centru dreapta, nu văd nicio problemă că ei se unească. Noi vorbim de condițiile Republicii Moldova, unde aceste două partide s-au dușmănit pe parcursul a vreo 6 ani de zile cel puțin. Eu nu știu pe cât este de rezonabil la moment să se discute despre un gen de alianță între aceste două partide, deoarece anume vectorele, geopolitica propriu-zis, politica asta, Partidul Democrat ostil împotriva Federației Ruse, eu nu știu pe cât ei sunt capabili să-și relaxeze retorica agresivă împotriva Federației Ruse. De altfel, astăzi, Partidul Socialiștilor, cât cunosc, aș prezenta și un proiect de modificare a codului serviciilor media audiovizuală prin care să fie exclus interdicția de retransmiterea programelor analitice și informaționale de pe teritoriul Federației Rusă, pe teritoriul, da, Republicii Moldova. Deci este o chestiune extrem de sensibilă și dacă se va găsi aici numitor comun sau nu, eu nu știu. Dar pentru mine este prematur în genere să discut despre un gen de alianță între PD, PSRM, în condițiile în care eu încă nu consider că s-au închis toate ușile între Partidul Socialiștilor și blocul acum, în același timp se discută. Ați spus că ieri ați înțeles că nu mai este. Eu am înțeles, dar oricum, în politică dumneavoastră singur ați spus, asta este arta imposibilului. Deci declarații lor sunt destul de diverse. Da? Eu ascult declarațiile liderilor care au o agendă, ei tind spre opoziție, dar eu înțeleg că la dânsul nu există o poziție unică în cadrul în blocul respectiv și în condiții. Considerați că o alianță între acum și socialiști este mai firească decât între PD și PSRM? În condițiile Republicii. Acolo este mai mare dispoziție de a anula legile antirusești? Deci în condițiile Republicii Moldova, eu consider că este mai rezonabilă o asemenea abordare, fiindcă dumneavoastră vorbiți de condiții de normalitate. Noi suntem în condiții de quasi război politic total. Deci aici e haos politic. În principiu, toate partidele s-au războit. Pretenții ale blocului acum față de Partidul Socialiștilor sunt cu mult mai reduse decât a Partidului Socialiștilor chiar față de Partidul Democrat sau a blocului față de Partidul Democrat. Eu reies și din supărările și frustrările care au rămas participanților la procesul politic după alegeri și după toate perioadele astea politice care s-au perpetuat pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, ce propune blocul acum? El propune în principiu anumite proiecte, cum ei le spun, de deoligarhizare. Eu le spun că de restabilirea a balanții sistemului statului de drept. Deci, în principiu, nu este just să-i spui de oligarhizare, nu avem noi așa o noțiune în domeniul, în sistemul dreptului Republicii, nici în Moldova, dar este o formulă de rebalansare a influențelor politice, așa ziselor, asupra sistemului de drept. Mai bine zis, prin excluderea influențelor politice asupra sistemului de drept. Blocul acum
a făcut o, a venit cu o ofertă și astăzi Partidul Socialiștilor nici nu a anunțat că el refuză respectiva ofertă. Ci el a venit cu o ofertă suplimentară la acea ofertă care să fie discutată într-un context global. În plus, ei au și spus, păi, noi în principiu suntem gata să vă dăm vouă, guvernul, ca voi să-l conduceți, însă noi avem nevoie ca voi să nu vă atingeți de uite care sunt problemele. Unu, să nu vă atingeți de relațiile de bună vecinătate și de bună prietenie cu Federația Rusă, să nu vă atingeți de limba rusă, ba din contra, să-i restabilim statutul de limbă de comunicare interetnică. Mai mult ca atât, acest statut este prevăzut în Constituția Republicii Moldova și proiectul care îl propune, în principiu, Partidului Socialiștilor, nu că este neconstituțional, ei este unul just, doar Curtea Constituțională nu a declarat neconstituțional acea lege de funcționare legilor, dar a spus ok, e învechită, dar de ce e învechită? Deoarece acolo erau noțiuni ca RSSM, URSS, că e de pe 89, nu știu de când e legea, și din motivul ăsta ei au declarat-o învechită. Și revenirea prin excluderea elementelor tehnice învechite din respectivul proiect de lege, lege cadru, și revotarea lui nu este în contradicție cu Constituția, ba din contra, e vine să implementeze o normă constituțională. Deci propunerile lor se încadrează perfect în contextul discuției. Dar declarația emotivă care a făcut-o astăzi Maia Sandu și Andrei Năstase, după mine, vă mai spun o dată, eu consider că este o agendă ascunsă a lor și ei, eu am impresia că au avut și un anumit gen de discuții în contradictoriu cu ceilalți reprezentanți ai blocului și ei nu au avut o poziție uniformă și deja Maia Sandu ca lider și cu Andrei Năstase și-au luat inima în dinți, s-au ieșit și-au făcut declarațiile respective care, în principiu, iarăși a fost un atac urât la Partidul Socialiștilor, cu toate că dacă ei vor să existe un gen de discuții între partide, ar fi bine să-și tempereze atacurile publice unii la alții, altfel discuții nu o să meargă, fiindcă voi spuneți că vreți să vă restabiliți încrederea, dar prin un asemenea gen de discuții nu se restabilește încrederea. Vă rog, domn Ciurea, ce aveți a comenta, poate? Nu, păi noi suntem pe poziții diferite. Domnul Nagacevski speră că totuși se va produce acel contact între blocul acum și PSRM și consider că de vină este blocul acum, că nu există dialog. Eu cred că cea mai logică soluție în acest context foarte dificil este ca și cea mai ferească dintre aceste alianțe nenaturale, neferești, este cea dintre PD și socialiști, chiar dacă îi despart foarte multe lucruri, dar având în vedere pragmatismul ambelor partide, spre deosebire de blocul acum, care reacționează nervos tocmai pentru că este ideologizat la maximum, deci pragmatismul ambelor partide face ca posibil acest dialog și noi vedem între blocul acum și celelalte partide schimb de replici acide, publice, da. Iar între PD și PSRM nu există un dialog public, ceea ce ar putea să ne facă să credem că un anumit tip de dialog discret există se poartă undeva după culise. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim iată despre anumite tendințe politice, facem referire și la sondaje de opinie. Ori tocmai un sondaj a fost făcut public recent și concetățenii noștri au fost întrebați dacă duminică ar fi alegeri anticipate, pentru cine ar vota și, de fapt, care ar fi viitorul tablou politic. În linii mari rămâne același spectru, însă este exclusă o componentă, Partidul Șor. De ce? Până la urmă și atunci când vorbim despre negocieri și iată ne prezintă și acest sondaj că Partidul Șor uneori nu e luat în serios, nu știu, de nu a fost... De ceilalți lideri politici nu este invitat la negocieri? Ce se întâmplă? Sunt două răspunsuri. Unul este cel al micimii, reprezentării parlamentare a Partidului Șor, care are doar 7 deputați, ceea ce nu îi permite să creeze împreună cu un alt partid o majoritate. Și cea de-a doua problemă e cea de imagine, problemele de imagine a domnului Șor și faptul că în această fază celelalte partide nu se grăbesc să dea mâna public cu acest politician controversat. Deși i s-ar putea oferi vreun minister, vreo funcție? Vreau să spun pentru ce. Deocamdată n-are rost. Domnul Șor nu, împreună cu alt partid, nu creează o majoritate parlamentară.
Deci nu are rost să porți un dialog din punct de vedere politic, pentru că faptul că te asociezi cu Partidul Ușor îți creează probleme de imagine, dureri de cap, îți creează, dar nu îți dă majoritatea mulțumită parlamentară. Da. Domnule Volnițchi, PAS și PPD avem de fapt și pe ecran aceste date și probabil și dumneavoastră ați făcut cunoștință cu ele, sunt în cădere liberă. Cum se explică? Incertitudinea încă planează? Ezitarea de care au dat dovadă în perioada post-electorală, mă rog, cred că și-a spus cuvântul. Eu am observat în ultima perioadă, inclusiv și săptămâna trecută, analiști politici, activiști civici, formatori de opinie, da, personalități cunoscute, care au ieșit public într-o conferință de presă și au criticat acțiunile acestui bloc politic, acțiunile componentelor blocului respectiv, chiar le-au sugerat unele modele de comportament politic în continuare. Și în aceste condiții presupun că dacă cei care i-au susținut activ pe liderii blocului respectiv, componentele blocului respectiv, blocul în general, au venit cu o atitudine, cu o poziție destul de critică, probabil se simte acest lucru și în rândurile electoratului lor. Și probabil aceasta i-a și determinat pe cei din blocul acum să fie puțin mai ferm pe poziții, să vină chiar și cu această invitație. Au intuit că undeva este o așteptare ce vine din rândul electoratului lor. Acum, va cădea sau nu va cădea în caz de anticipate, totul depinde de ce strategie vor avea. Dacă vor avea o strategie corectă, dacă în genere vor înțelege că a venit timpul să se bazeze pe strategii, că până acum nu prea am văzut ca ei să se bazeze pe strategii, așa, era mai degrabă un comportament spontan dictat de anumite stări de spirit, emoții de moment. Dacă vor înțelege cât de mult contează o strategie în politică care să ia în calcul diferite scenarii, care să ia în calcul și o matrice oarecare de riscuri, care să includă și un elementar SWOT politic care să le arate care sunt oportunitățile pe care le au în față și cum pot să le valorifice, atunci probabil componentele acestui bloc, blocul în general, își vor mai drege din poziții. Dacă însă nu vor înțelege cât de mult înseamnă o abordare strategică în politică, probabil vor fi în cădere liberă. Domnule Volnițchi, Ilan Șor a demisionat din funcția de primar al orașului Orhei. De ce? Cum s-ar explica acest pas politic? Este sigur dânsul că rămâne în Parlament? Sau s-a săturat pur și simplu ca să exercite această funcție de primar de Orhei? Trece la alt nivel. Era și logic în momentul în care a candidat pentru un mandat de deputat fiind în funcția de primar de Orhei, era logic că își dorește să treacă la alt nivel. Era de așteptat acest pas. Dar nu s-a grăbit cumva? Aveți în vedere în caz de anticipate, da? Păi bine, anticipatele s-ar putea să aibă loc concomitent cu alegerile locale și probabil aici domnul Șor, punându-le toate cap la cap, a dedus că nu prea are ce pierde. Oricând poate reveni în funcția de primar, mai ales dacă alegerile respective vor avea loc concomitent. Dar poate domnul Șor știe că va fi o coaliție? Poate, poate. Orice e posibil. Noi nu știm, dar el da. Domnule Nagacevski, eu vreau să rămânem în dimensiunea jurisprudenței și să vedem ce se întâmplă în cazul în care nu se reușește ca să se formeze un guvern, ce drepturi are președintele, cine dizolvă, ce dizolvă și așa mai departe. Ce zice buchea legii? Bine, conform Constituției, este o hotărâre a Curții Constituționale, destul de deocheat, destul de interesantă, dar ea undeva trasează cele trei luni de zile în care Parlamentul ar urma să decidă cu privire la candidatura, împreună cu președintele să decidă cu privire la candidatura primului ministru, în vederea învestirii unui guvern. Acolo se referă la procedurile legislative, dar Curtea Constituțională, într-o formă sau alta, a legat acel termen de trei luni de zile ca fiind și un termen de desemnare a candidaturii primului ministru și învestirii guvernului. În cazul în care nu se investește, atunci urmează să fie dizolvat Parlamentul, adică Președintele Republicii Moldova, cu numirea alegerilor anticipate. Aici este un element destul de interesant, care domnul Volnițchi, într-o altă emisiune, a și menționat că în cazul în care se va constata că este imposibil de stabilit un consens între două fracțiuni,
fracțiuni nu există o majoritate, președintele ar putea să îi preia inițiativa dumnealui și desemneze acel candidat pe care și-l dorește el și în condiții de egoism politic s-ar putea ca celelalte fracțiuni, de frică alegerilor anticipate, chiar să-și voteze acel candidat propus de către președintele Republicii Moldova. E o chestie interesantă, încă multe lucruri interesante vom afla. Eu am vrut un lucru să menționez cu privire la strategia blocului acum, de ce este deranjantă și eu speram că ei înțeleg că așa nu merge. Deci ce aici propun ei, prin pachetul lor de lege, în principiu ce spun? Haideți voi, socialiști, împreună cu noi să declarăm război Partidului Democrat și special domnului Plahotniuc. Dar, domnilor socialiști, voi rămâneți acolo, la ușa casei, voi nu mă votați cu mine, noi vouă instrumente de apărare nu vă dăm, nicio funcție juridică noi nu vă dăm, astfel încât dacă PD-ul cumva vă atacă, e treaba voastră cum vă clarificați, dar voi funcții nu o să aveți. Deci o asemenea abordare nici la război nu este admisibilă. Deci formula lor este, nu, mă scuzați de expresie, dar și papațanski nu merge, nu mai vorbim de chestiuni politice. O asemenea abordare este injustă și ea nu se încadrează nici în condiții de situație excepțională. Mă mir că luați în serios aceste condiții pe care le-a înaintat blocul acum. Pentru că pentru foarte mult aceste declarații ale blocului acum și pretenții, condiții pe care le înaintează socialiștilor sunt considerate drept pretexte pentru a ieși din joc, pentru a nu negocia. Dar văd că multă lume le ia în serios și le analizează și are rost să le acceptăm, nu are rost să le acceptăm. Pentru că eu riez din principiul bunei credințe. Eu sunt de factură avocat civilist și eu cred foarte mult în prezumția asta a bunei credințe. Dar înțeleg că în politică locul bunei credințe este undeva în afara casei. Bun, concenii s-au învățat de la juriști, de la avocat. Iată. Domnul Ciurea, haideți pe parcurs să discutăm în cele ce urmează. Dacă, iată, nu merge această coaliție, indiferent de partidele care ar putea o forma, ziceam și făceam referire la sondajul de opinie care nu ne prezintă un alt tablou diferit. Mergem și în anticipate, tabloul cu prezența partidului șor sau fără rămâne identic. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Tocmai asta, că nimeni nu ne oferă o perspectivă clară. În cazul anticipatelor vom avea aproximativ același tablou în Parlament, deși asta ne arată sondajul, dar vedeți că în campania electorală poate să mai schimbe raportul de forțe. Unele partide au resurse. Unele partide. Credeți că e enorm? Se poate schimba? Unii zic că plus minus două mandate. Eu, de exemplu, cred că în cazul anticipatelor cifrele se vor schimba și Partidul Democrat ar fi clar avantajat pentru că dispune de resurse și dispune de argumentul principal că n-a dorit anticipate și a făcut, bun, acest argument încă trebuie construit, el nu este dus până la capăt, dar el va fi construit de Partidul Democrat, că a făcut tot posibilul. Deci, în raport cu blocul acum s-au făcut invitații cu socialiștii, iată vedem un dialog surd, așa, desfășurat. Incipient. Nu știm în ce fază. S-ar putea să fie și în faza finală dialogul, dar noi nu l-am urmărit. Domnul Volnețchi, ce ne așteaptă? Să admitem anticipația după aceea? Bine, eu zic că este un moment foarte important legat de anticipate. Dacă vor fi sau nu concomitent cu alegerile locale generale. Pentru că acele locomotive, dacă le putem spune așa, politice care există la nivel local, ele vor lucra la turații maxime, în cazul în care cele două scrutine vor fi cumva comasate, vor avea loc împreună, în paralel. În cazul în care alegerile parlamentare anticipate vor avea loc separat de alegerile locale generale, e clar că turațiile locomotivelor locale vor fi puțin mai scăzute și atunci putem deduce că tabloul politic după alegeri nu prea se va schimba. Și mai este un moment foarte important. Să admitem că după alegerile parlamentare anticipate, după eventualele alegeri parlamentare anticipate, nu se schimbă tabloul general. Ce vom avea atunci? Vom avea cu siguranță o accentuare a crizei politice. Nu, din contră, am avea încă un an și ceva de guvernare a Partidului Democrat, fără ca nimeni să-i poată reproșa ceva. Pentru că alegeri parlamentare anticipate nu pot fi organizate de două ori în același an. Și având alegeri parlamentare anticipate în 2000,
20 deja, cel mai probabil, ele vor fi comasate cu prezidențialele. Domnule Nagacevski, vreau să aflu de la dumneavoastră. Credeți în ideea anticipaților sau totuși credeți că se va găsi numitor comun, indiferent de partide, indiferent de alianță și lucrurile se vor mișca din loc? Eu nu știu, dar presimțirea mea e că totuși noi vom avea un gen de coexistență în Parlament. De ce atât de mult se trăgânează atunci? Poziționare, discuție. Noi am nimerit într-o situație extrem de nespecifică după alegerile parlamentare. Nu, după fiecare alegeri parlamentare se începe tatonarea terenului, însă noi am venit dintr-o campanie electorală de luptă stencă na stencă, deci toți împotriva tuturor și în genere chiar și guvernarea a fost guvernarea împotriva tuturor. Și noi astăzi suntem într-un gen de comunicare extrem de dificilă și pentru ca lumea să se poziționeze și să așeze la masa de negocieri este nevoie de a trece timpul pentru ca oamenii, în primul rând, să-și explice pozițiile, ca oamenii să-și restabilească un pic încredere, în același timp și opinia publică să accepte un gen sau altul de guvernare, în același timp trebuie și partenerii externi, într-o formă sau altă, să ajungă la concluzia că soluția anticipatelor nu este una dintre cele mai... Marea problemă o constituie partajarea funcțiilor și cu asta terminăm emisiunea. Nu cred că partajarea funcțiilor este cea mai mare problemă. Problema este în încredere între participanții la procesul politic. Domnilor, invitație, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!